Bine ați venit pe canalul meu By For You. Astăzi voi arăta cum se împart ochiurile pentru raglan, pentru un plover tricotat circular de sus în jos. Dacă nu știți cum se calculează ochiurile pentru raglan, am clipul pe canal. Și de asemenea, pentru acest tip de elastic dublu pe care l-am aici, pe care îl voi folosi pentru exemplu, am clipul pe canal și pe acesta îl găsiți pe canal. Ok, deci să începem. Deci, uitați pentru a ști cum se calculează ochiurile pe canal, unde am explicat cum se calculează. Și după ce știm cum se calculează ochiurile și câte ochiuri trebuie să avem pentru ce trebuie să facem noi, vom începe să le împărțim. Vom avea nevoie de 7 fire de culoare, de altă culoare de ață, pentru a împărți ochiurile, plus firul care l-avem de altă culoare, unde știm, îl punem ca să știm când avem începutul de rând. Ok, să uniformizăm ochiurile pe cele două. De fapt, nici nu trebuie neapărat să le uniformizăm, pentru că să le numărăm așa. Ok, imediat, să vedem unde rămăsesem. Și ne lucrăm așa, partea aceasta. Ok, deci aici este începutul nostru de rând, unde avem această ață de altă culoare. Prima oară vom număra ochiurile pentru fața plovărului. În acest caz, noi avem 21 de ochiuri pentru fața plovărului. Și avem așa, numărăm 21 de ochiuri, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21. Ok? După care luăm o ață de altă culoare și o punem aici pentru a ști că aici avem fața. Și o notăm. Așa. După care am pus semnul, după care următorul ochi este un ochi pentru linia raglanului. Luăm iarăși alt semn și îl punem aici. Notați-o. Sunt și marcatoare speciale, dar dacă nu aveți marcatoare, puteți folosi și fire de ață, cum folosesc eu acum. Ok, după care numărăm ochiurile pentru mânecă. Și în cazul acesta avem 8 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri, punem un semn și încă aici avem mâneca. Ok. După care, un ochi pentru linia de raglan, luăm iarăși altă ață și punem semn. Ok. După care avem ochiurile pentru spate. Și avem în acest caz 20 de ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de ochiuri și punem iarăși o ață de altă culoare, semn. Ok. După care, iarăși, luăm o linie, un ochi pentru linia de raglan, punem
semn. Și mai avem ochiurile pentru mâneca raglanului și numărăm 8 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ok. Punem semnul. Pentru mânecă. Și mai avem un ochi care ne-a rămas. Pentru linia imediat la raglanului. Aici pe camera. Acesta este ultimul ochi care ne-a rămas pentru linia raglanului. Și avem semnul care este pentru începutul de rând. Ok. Și așa se împart ochiurile pentru raglan. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați, să dați like, share și să comentați. Doamne ajută, zi binecuvântată, spor la lucru și pe data viitoare!